Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei singuri. Dacă, înainte să începă etalarea, vreau să vă anunț, dacă simțiți că nu rezonează de la primele informații, căutați în altă parte, ori încercați alt număr, ori căutați pe alt canal, că nu are rost să vă frustrați, da? Și nici să vă, eu știu, atrageți cine știe ce stare de disconfort și să se manifeste prin, eu știu ce, atitudine negativă sau neîncrezătoare. Dacă simțiți că de la primele cuvinte, primele mesaje, primele cărți nu rezonează, căutați în altă parte. Este cel mai înțelept decât să vă ambalați că nu vi se potrivește, că e la... E posibil. Etalările sunt generale, sunt colective și colectivul nu înseamnă toată lumea, înseamnă un grup și atunci evident că poate nu faceți parte din acel grup și asta e. Da? Haideți să fim un pic mai înțelepți în legătură cu în ceea ce privește energia noastră și cum ne o administrăm în general și în fața acestor situații, acestor etalări, eu știu ce mai ascultați voi, sfaturi pe aici, pe acolo, sau chiar când ascultați pe cineva care încearcă să vă dea un sfat, dacă simțiți că nu vi se potrivește, ok, ascultați în tăcere, mulțumesc, la revedere, nu trebuie să vă ambalați. Acum, hai să vedem, vreau să fac mai multe. Eram pregătită să plec la plimbare, că e foarte frumos, dar pentru că e liniște, am zis, hai să fac totuși o etalare la alegere, că n-am mai făcut de mult. Și dintre cele pe care vreau să le fac, mi-am propus să fac pentru cei singuri, pentru că unii nu se regăsesc în etalările pe zodii. Deși frumos ar fi să căutați și la lună și la ascendent, să vă găsiți mesajele, dar dacă chiar nu vă găsiți nicăieri, haideți să vedem, poate vă găsiți aici, unii dintre voi. Acum, ce înseamnă singur? Că aveți un prieten cu care vă mai întâlniți, puteți să fiți singuri, da? Friends with benefits, prieteni și să vă mai întâlniți cu prietenii voștri, foarte posibil, și totuși să vă simțiți singuri. Puteți să fiți singuri într-o relație veche, plictisitoare și să vreți ceva nou. Voi știți cum interpretați această singurătate. Unii chiar sunteți singuri de ani de zile. Știm cum este, înțelegem starea și dacă ceva nu se potrivește la etalările colective, înseamnă că treceți printr-un tranzit saturnian, plutonian și tranzitele acestea durează ani de zile și au efecte pe termen lung și din acest motiv lucrurile, energiile nu se schimbă atât de vizibil cum ați spera sau auziți în stânga și în dreapta. Ok, în principiu, înainte să începe etalarea, mai o să fac o listă. Vă mulțumesc, păi, din suflet. N-am cum, trebuie să mulțumesc din suflet, pentru că așa e frumos și nu dau din suflet. Mulțumirea vine din suflet, nu dau din sufletul meu, cum interpretează unii. Nu. Mulțumesc din suflet celor care ați donat. Mai mult, mai puțin, sunteți unii extrem de generoși. Vreau să vă amintesc numele, să fac o listă. Dar, până la urmă, fiecare gest cât de mic contează, și îl primesc cu mare drag. Vă mulțumesc pentru darurile pe care mi le-ați trimis prin PayPal, da? Prin cafeluțe și prin alte donații pe care le-ați făcut. Vă mulțumesc din suflet. Acum, vine să strâng. Să începem. Ok, prima alegere, numărul 1, este această scoică foarte faină, îmi place. Place, da? Numărul 2 este această piatră, un cremene. Și numărul 3, am vrut culori deschise la culoare, ca să avem o notă de optimism, de speranță, da? E acest obiect. Are formă unui pește, are ceva interesant. Deci acesta ar fi numărul 3, numărul 2 și numărul 1. Da? Haideți să vedem. Vă puneți pauză și eu știți că dacă pun pauză se decalează sunetul, nu știu de ce, se întâmplă. Mergem mai departe. Ok. Bun, asta. Numărul 1, cei care ați ales scoica. Probabil că aveți niște marcaje în semn de apă, în special în semnul racului. Pentru mine scoica e mult special rac. Dar poate să fie și pești și scorpion. Posibil că unii dintre voi aveți ceva într-un fel sau altul legătură cu apa, ori sunteți lângă mare, la mare, ori aveți de gând să mergeți, ori rămâne de văzut ce apare, dacă apare ceva nou, vine dinspre zona valurilor, dinspre apă. Poate stați nu neapărat la mare, poate stați pe lângă un lac, pe lângă un râu, posibil și asta. Au,
Ai, sper că nu-i se termină bateria. Măi, măi, măi. Întotdeauna e câte o problemuță. Întotdeauna e câte o problemuță. Pentru că am început să lucrez și când lucrez, am început mai multe proiecte. Când lucrez la mai multe proiecte, nu reușesc să fiu așa super ordonată. Ok, hai că nu sunt baterie. Sper să meargă, da? Super ordonată. Dar nu contează, mesajele sunt importante, nu ordinea, da? Eventual, așa primesc mesajul. Îmi place când asculți în scoică sunetul pe care îl transmite, parcă vine așa din adâncuri, niște valuri. Nu o să emoționale, simt că ar fi nevoie să vă ascultați intuiția. Să vă ascultați intuiția ce vă șoptește, ce vă vălurește și în funcție de asta vă pregătiți și energia personală. Doi de spade, un blocaj, da? A, nu, înainte de toate, hai să văd energia generală, da? Energia generală în care sunteți, numărul 1. Numărul 1, energia generală în care sunteți. Sper să nu pice, că este, ba, da, uite că pică, dar n-au picat multe. Da, interesant. O să le primesc, deși nu sunt cam multe, dar sunt trei, în fine, limita acceptabilului. Interesant că a venit această carte invers. Este șapte de aer. Este șapte de aer. Sunteți într-o transformare, unii dintre voi, într-o mare transformare. Nici cărțile acestea nu au venit în poziție normală, au venit pe orizontal. Sinele și șapte de apă, iar apă, iar apă. Aveți 2 de 7, 7 știți bine că este un număr spiritual, dar pentru mine 7 este și numărul lui Saturn, este casa relațiilor, casa a 7-a. Trebuie să vă eliberați de niște proiecții și cred că începeți de aia și această singurătate sau solitudine, cum vreți voi să o interpretați. Vă eliberați, e drăguț că a venit cartea invers, de niște minciuni. În ce sens minciuni? În primul și în primul rând, noi ne spunem multe minciuni. Adesea acuzăm pe unii și pe alții că ne mint, dar cel mai des, cel mai des ne mințim noi pe noi. Pentru că proiectăm așteptări, vise, iluzii, șapte de cupe, vise, fantezii pe ceilalți, uneori chiar și pe noi proiectăm. Avem multe așteptări despre noi, de la ceea ce vrem noi să realizăm în viață. Și aici este marea problemă, că uneori nu realizăm și până să înțelegem că de fapt noi ne-am mințit, ne-am autosabotat într-un anume tipar mental sau emoțional, în această creștere și descoperire a sinelui, da? Am atras persoane care ne-au mințit sau chiar dacă nu ne-au mințit, nu s-au înălțat la așteptările pe care, foarte înalte pe care le-am avut noi. Nu s-au ridicat, vreau să zic. Nu s-au ridicat la așteptările înalte pe care le-am avut. Însă faptul că a venit șapte de spade invers, după cum vedeți, e un personaj care nu vede. Nu vede ce citește. Nu vede. E o carte, cartea sufletului. Da? Și aici este, a venit sinele. Sinele care este într-o poziție incertă. Eu cred că de-abia acum vă descoperiți, eu cred că a fost așa și acum începe să vă descoperiți adevăratul sine. După această eliberare mentală, după această curățare, să zic, și analiză. Ar fi frumos să fie și analiză, un pic, da, un pic de analiză psihologică. Că o faceți singur, că o faceți prin ceea ce citiți în stânga, în dreapta, pe internet sau vă duceți la cineva, este minunat. Iar șapte de cupe, șapte de cupe care visează, are opțiuni, da? În această poziție. Încercarea de a ieși din confuzii, confuzii și emoționale și mentale, dar faptul că a venit șapte de spade invers, de aer de fapt, este minunat, zic eu. Mai ales că vorbim de oameni singuri care încearcă să se descopere, uitați, să vă descoperiți cele trei aspecte, da? Fizic, emoțional și spiritual, asta e minunat, este minunat. Doamne ajută! Ok, hai să vedem. Nu o să iau foarte multe cărți, pentru că aș vrea să fiu mai la obiect. Numărul 1. Ce se întâmplă în aprilie pentru cei singuri? Cei care au ales numărul 1. Singuri și singurele. Ok. O dată, de două ori, de trei ori. Îmi place să tai cărțile.
Și îmi place numărul 3, că ține de Trinitate. Asul de monede, drăguț. Asul de cupe, wow! A zis că vine cineva, o ofertă practică, într-un fel sau altul, dinspre mare. Sau voi sunteți la mare și faceți o ofertă cuiva, sau dinspre mare. În fine, 6 de bâte. Patru de spade și apare și un tower, un turn. Asta că am vrut eu să iau 5. Aha, hai să mai iau o carte ca să nu se oprească aici. Regina de bâte. Regina de bâte. La capătul setului de cărți aveți valetul de monede, iar dorința de a renaște, judecata, judecata. Haideți să vă explic la capătul setului de cărți, doar asta trei le comentez. Aveți conflicte, ați trecut prin niște conflicte, concurență, ce-o fi fost, da? Lupte, ca să vă întrețineți, ca să mențineți ceva, poate și copii, ceva legat de copii, dacă unii aveți copii, pentru că cenci e casa leului, a copiilor, da? Dar, în primul rând, strădanii, care v-au cerut multă creativitate ca să le... Strădanii să vă întrețineți în ceva. De-aia am zis de creativitate. Creativitate ca să reușiți să materializați niște lucruri practice în aceste lupte. Văd și roata norocului, judecata și valetul de monede. Valetul de monede și coasul de monede poate să fie aceeași persoană, da? O persoană care vine să vă ajute într-un mod practic. Asta variază. Ce înseamnă practic? Variază. Poate să fie un ajutor de bani, poate să vă ajute cineva la curățenie ca să rezolvați treburile, da? Dau un exemplu, poate părea mai ciudat, dar ca să înțelegeți că această practicalitate diferă, da? Însă, până la acest valet de monede, aveți roata norocului și judecata, dorința voastră de a vă schimba energia, de-aia apar cărțile invers. Vreți să ieșiți din ce ați, se pare că v-ați și vindecat, vă vindecați, ați trecut prin niște decepții, clar, cu turnul, cu patru de spade, da? Și vreți să ieșiți din această energie și să renașteți. Că vreți să vă împăcați cu cineva, variază și asta, da? Poate să fie împăcarea cu un semn de pământ sau cineva stabil sau care vă oferă stabilitate. Nu obligatoriu să fie semn de pământ, da? Dar am zis că, să zic și varianta aceasta. Dar aș vrea să evit să dau zodiile pe cărți și prefer să le dau zodiile la sfârșit. E mai bine așa. Am spus că aveți 2 de ași și este minunat și o victorie excelent. Excelent. Și totuși apare patru de spade, turnul și regina de bâte. Vine cineva care, într-un mod, vine cineva, da, cu acest 6 de bâte. Persoană care atrage atenția, plină de patos, da, patimă, da, de patimă, de pasiune, de energie, de creativitate, că am vorbit de creativitate. Dacă și voi v-ați dezvoltat niște abilități creative ca să rezistați într-un anumit context, vă atrageți, da? Cu cât sunteți mai creativi, cu atât atragem oameni care seamănă cu noi, da? Tot creativi. Vine cineva extrem de interesant, de strălucitor, într-un fel sau altul, de atractiv, de pasional. Vine. Vine. Ideea este că s-ar putea, așa simt, să vină într-un mod neașteptat cu turnul. Să vină într-un mod neașteptat. Mare grijă că atunci când evenimentele vin neașteptat, este foarte posibil să se și termine. Pentru că turnul pentru mine reprezintă Uranus. Și dacă vă întâlniți într-un mod trăsnet, la fel se poate întâmpla și la despărțire. Sau pot să fie despărțiri periodice, dar tot așa, într-un mod neașteptat, se întâmplă ceva. Și nu vă mai întâlniți într-un mod neașteptat, iar vă reîntâlniți și tot așa. Că dacă e Uranus, așa face. Ne zdruncină de fiecare dată. Ideea este că acest turn vine să vă scoată dintr-o stare. Apropo, de ce am văzut mai devreme, da? De meditație, poate, unii dintre voi ați fost într-o stare de contemplare, mai bine zis. Nu neapărat meditație, că poate nu faceți toți meditație, dar ați contemplat la viața voastră, încercați să înțelegeți niște confuzii, cum am zis mai devreme.
da, cu eremitul, varianta mică pentru mine, niște decepții din trecut, da, v-ați străduit să ajungeți la un adevăr, mai ales dacă v-ați mințit pe voi, dacă ați avut oameni care v-au derutat, să nu zic musai mințit. Repet, sunt proiecțiile noastre, nu? De multe ori, eu zic din experiență, am tendința să văd ce mai frumos în oameni și atunci mă întreb, da, de ce se întâmplă, ce se întâmplă? Pentru că eu proiectez speranțele mele pe cineva care nu se ridică la înălțimea acelor speranțe, da? Și totuși, haideți să ne concentrăm pe elementele frumoase. A venit acest as de monede, văd, repet, pară și vouă, valetul de monede. Nevoia de a pune în practică o relație stabilă și cineva apare. Cineva apare. Și nu doar cu acest potențial de a vă susține practic într-o direcție, poate să fie și profesional, poate să fie și financiar, dar și un cu potențial emoțional. Astfel de cupe multă lume îl descrie ca fiind o nouă dragoste. Evident că poate să fie și o nouă dragoste, dar mai presus de toate, acest ajutor, această prezență, prezență practică, da? Ofertă terestră, vă vindecă într-un fel. Vă vindecă într-un fel. Și nu doar atât, vă vindecă într-un fel, posibil pentru unii, dacă ați meditat și vă străduiți să vă descoperiți sinele și să vă înțelegeți natura voastră fizică, sufletească și spirituală și să ieșiți eventual dintr-o stare de confuzie și dacă aveți multe opțiuni, începe să alegeți, da? Acest as de cupe să facă parte dintr-una din opțiunile voastre de viață. Da? V-am dat variante de bun simț, zic eu, da? Nu încerc să vă derutez. Nu. Nu vorbesc doar de nouă dragoste. Este posibil. Și dacă nu este musa această dragoste, poate să fie o prietenie. Poate să fie cineva care vă inspiră cu șase de bâte și regina de bâte. Clar cineva vă inspiră la un nou chef de viață. Să vă manifestați această renaștere. Da? Să schimbați energia. Probabil că există o persoană optimistă, zic așa pentru că văd semnale, văd marcaje, nu zodie, zic marcaje în săgetător, oricine poate să aibă marcaj în săgetător și atunci, sau în pești, pentru că e și Jupiter, roata norocului înseamnă și săgetător și pești pentru mine, da? Și acești oameni, depinde de aspectele lor, da? Creează, au un stil de a fi mai optimist, da? Și ridică vibrația celor din jur. De aia zic, poate să fie și o prietenie, poate să fie o nouă pasiune, clar, care vine într-un mod trăsnet, cum am zis mai devreme, vă atrage atenția și vă scoate din acest patru de spate. Da? Din starea de căutare, să înțelegeți de ce ați trecut, prin ce ați trecut. În principiu zic că am zis destul, totuși. Nu uitați că aveți doi ași, foarte puternic, o regină de bâte, cu un șase de bâte, o victorie, da? Și o regină, regina o vibrație înaltă, un turn care zdruncină. Și aici, la capătul setului de cărți, aveți roata norocului și judecată. Judecați și voi acest mesaj, da? Judecați și interpretați-l din prisma voastră și urmăriți. Acest mesaj se poate manifesta nu doar în această lună, acum citesc energia, se poate manifesta și luna următoare și eu știu când, da? Dar judecați și voi ca să înțelegeți evenimente neașteptate, chestii, trăsnet. Poate să fie o pasiune, poate să vă îndrăgostiți de cineva, da? Care iese în evidență. Voi stați frumos, liniștiți, da? Meditați la, contemplați. Analizați la evenimentele și dezamăgirile trecutului și cineva trece pe stradă cântând, da, voi stați la fereastră, încerc să creez un scenariu, da, să stați la fereastră, vă gândiți, da, de ce s-a întâmplat și cineva trece pe stradă cântând și uite așa vă atrage atenția, da, și vă dă un nou chef de viață. Ziceți, da, de eu de ce nu cânt? Ia să încep și eu să cânt, da, și cântând atrag energie optimistă, creativă. Și chef de viață. Repet, poate să fie o persoană, poate să fie starea voastră, da? Și atunci în starea în care începe să vă schimbați, veți atrage altfel de oameni.
Repet, aveți cărți foarte frumoase. Sper să vă placă și să rezonați cât mai mulți, pentru că meritați. Un sfat. Ia uite, înapoi la ceea ce iubești. Înapoi. În această stare de meditație, frumos ar fi... Ah, da, ce frumos vine, da. Ce frumos vine și mesajul. Acest turn, ne adaptăm și acum mesajul și în funcție de acesta. Înapoi la ceea ce iubești, reevaluează-ți dorințele. În această stare de contemplare, de analiză, reevaluează-ți dorințele, de fapt, tu ce vrei de la tine, de la cei din jur. Da? Repet, uneori proiectăm prea mult și ceilalți sunt oameni ca și noi. Unii pot mai mult și să nu uităm că unii pot mai mult, alții pot mai puțin. Și asta e, dacă pot mai puțin, ce să le facem? Ce să le facem? Nu poți să dai în cap nimănui, da? Că nu poate la fel de mult ca tine. Ce mai zice și o eșarfă asta? Deci reevaluați-vă dorințele și aici poate să fie evrica, momentul de trezire. Băi, dar de ce nu mă mai ocup eu de nu știu ce hobby? Dar de ce nu mă întorc eu la nu știu ce? La mare, interesant. La mare, pentru că acolo am lăsat un proiect neterminat și să-l duc la capăt, da? Și acolo la mare, lângă apă, iar e apă, mă vindec și pun în practică, eu știu ce, alt scenariu. Încerc să vă dau scenarii, nu trebuie să fie exact, da? Ca să vedeți cum lucrează energiile, da? Și generând acest proiect, uite, așa ajung să am o victorie și încet, încet să ajung la această regină de bâte. Să atrag atenția pentru că am succes. Și atrăgând atenția, lumea, da? Va fi în preajma voastră mai mult decât a fost până acum. Înțelegeți? Cam asta este. Eu sper că ați înțeles. Repet, încerc să vă dau variante, dar scenariile astea pe care le mai creez și eu mai din joacă, nu e obligatoriu să fie exact acelea. Doar încerc să vă arăt cum se poate manifesta energia la un moment dat. Da? Da. Hai să vedem. Okidoki. Cei care ați ales numărul 2, cremenele, această piatră, piatră albă foarte frumoasă, bine, am și spălat eu de frumos. E cremene. Sunteți foarte tari. Foarte tari, foarte căpoși, foarte încăpățânați și eventual și eu știu ce vă atrageți din cauza acestei încăpățânări. Probabil că aveți marcaj în semn de pământ, unii dintre voi, nu obligatoriu. Marcaj! Puteți să fiți orice zodii și să aveți ceva, o planetă în semn de pământ și să deveniți foarte încăpățânați. Dar, când vă loviți de o problemă, iese foc. Iese foc, apropo de cremele. Iese foc. Într-un fel sau altul, e interesant cum vine mesajul, într-un fel sau altul, problemele de care vă izbiți, care vă fac să deveniți foc, vă transformă. Adică nu mai sunteți o simplă piatră tare, da? Sunteți ceva ce generați, focul generează, creativitate, transformare, ardere, se întâmplă ceva, da? Hai să vedem energia generală. Pentru cei care ați ales numărul 2. Amestec aici să nu mai pice pe jos. Cei care ați ales numărul 2, energia generală. Mi-era dor să fac petalări. Uneori am și eu câte o reținere. Nu am tot timpul starea necesară, plus că, domnul, vreau să trăiesc și o viața mea aia cu probleme, cu ce mai am eu. Sunt cam multe. Dar hai că păstrez. Da. Hai că păstrez totuși câteva. Am păstrat doar 3. Primele 3. Pentru că erau frumoase. Am păstrat dragoste, 9 de pământ și 4 de foc. 4 de foc, apropo de pământ și foc. Se naște o nouă pasiune, clar, dragoste, dacă nu s-a născut, din niște conflicte care sunt între voi și cineva. Că nu degeaba am vorbit eu de lovituri, de focul ăsta care apare în urma unor...
agresiuni fizice, dar nu zic că aveți vreo agresiune fizică. Nu, n-aș dori nimănui și dacă există vreo agresiune fizică, vă zic clar că nu e dragoste. Nu. Nu. E altceva, o provocare. Ceva nu este cum vreți, pentru că sunteți încăpățânați, dar, tocmai pentru că nu este cum vreți, trebuie să înțelegeți acest foc, acest potențial. Pentru că, de fapt, fără foc nu putem să facem hrană, nu? Aici e hrană. Fără foc nu ne putem încălzi spațiu. Da, avem nevoie de piatră, avem nevoie de stabilitate, dar fără foc nu avem căldură. O nouă dragoste, că e nouă, că e veche, voi știți, veți trăi și veți vedea. O nouă dragoste, înălțătoare, este superbă cartea aceasta. Posibil, în aceste de cărți, cartea are numărul 12, pentru mine e 12 casa pești, casa a 12 a peștilor, a necunoscutului. Probabil că vine într-un mod în care nu vă așteptați. Această săgeată a lui Cupidon, 4 de bâte, probabil, că iar unii dintre voi aveți marcaj în, am zis, semn de pământ și în semn de foc, unul ori altul, persoanele cu care aveți de-a face în aprilie, poate să fie o situație. Na. Este Venus în berbec, 4 de foc. Este Venus în berbec, dar în aceste de cărți văd și săgetătorul, nu doar, e Cupidon. Că-i berbec, că-i leu, că-i săgetător, că e altă zodie, e Cupidon, într-un fel sau altul. Vă săgetează. În timp ce încercați eventual să vă vindecați de o dragoste sau să vă vindecați voi ca să atrageți dragostea și vindecându-vă, atrageți, da, se uită și Cupidon la voi și ce ia să-i săgetez pe voi, pe cine o veni. Hai să vedem și cum arată cărțile. Că sunt, da, cineva de la distanță se uită la voi. Dar vedeți, ori voi vă uitați la ei, ori ei se uită la voi, pentru că e talare generală, n-am nominalizat, sunt doar niște cărți. Da? N-am nominalizat pe ce, în ce poziție sunteți voi și eu știu cine. Ah, ia uite, doi de cupe. Doi de wow! După o adicție, după o transformare, după o obsesie, da, apare această moarte și renaștere, cineva se transformă, da, de dragul sufletului pereche, apropo de vindecare. Încercați să vă vindecați de o dragoste toxică și revine, sau vine altcineva nou, sau revine într-o altă formă de prietenie, de colaborare. Hai să vedem. Numărul 2. Ce veți trăi în aprilie și în perioada următoare? Deja vor să arată niște? Ok. Dar n-am tăiat. Da, apar niște conflicte și valetul de monede. Conflicte. Cineva are niște conflicte să vă sune, să vă scoată la o plimbare, la o întâlnire? Da? Trebuie să se vindece temperanța. Tot încearcă să se tempereze, știe că mai are ceva de vindecat. Sunt niște conflicte. Că sunt ale voastre, că sunt ale lor, iar variază pentru că asta... Ia uite, da. 7 de bâte, se luptă cineva. Iar apar. Măi, dar ce strădanii. Sun sau nu sun? Chem sau nu chem? N-am tăiat încă, așa că nu le am. Numărul 2. De 2 ori, de 3 ori. Da. Interesant. A venit 4 de spade invers. E drăguț. 4 de spade, regina de spade, regele de cupe, aer și apă. 10 de spade, spânzuratul, hai mai dăm, împăratul, da, și iar au vrut să se arate acestea. O să le pun așa pentru mine. Da. La capătul setului de cărți. E o pasiune pe care o țineți în secret. Luna, regina de bute, nebunul. Ați dori să o luați de la zero cu cineva față de care simțiți extrem de multă atracție. Da.
dar țineți în secret această pasiune. Evident că poate să fie și invers. Da. Aveți multă dragoste, multe emoții și văd aici regina de cupe și regele de cupe a apărut. Multe emoții aveți, dar stați și așteptați. Și foarte posibil dacă sunteți, pentru că a apărut regele și regina de cupe, asta înseamnă că sunteți cuplu divin într-un fel sau altul, asta înseamnă că vă simțiți unul pe celălalt, nu contează zodia, aveți aspect între luna voastră și luna lor, foarte, foarte faine vă simțiți. Și dacă unul stă, stă și celălalt, dacă unul acționează, acționează și celălalt, dacă unul nu se riscă, nu se riscă nici celălalt, știți? Vă purtați în oglindă și totuși în această cosimțire așteptați și unul și celălalt. Așteptați să luați de la zero într-un fel sau altul, să se întâmple ceva. Măi, e luna nouă, da? E luna nouă. Măcar scrieți pe hârtie, că poate să o manifestați odată și odată, da? Ascultați etalarea de la luna nouă pe care am făcut-o luna trecută, în care am vorbit despre cum puteți să începeți să manifestați. Ha, 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 ce cărți frumoase! Am zis că urmăriți pe cineva, cineva vă urmărește. Este o persoană la care simțiți foarte, pentru care simțiți foarte profund. Ia uite, dragoste. Aveți o dragoste profundă, dar să știți că și ei au dragoste. Așa simt. Și ei au dragoste. Văd aici cărți de aer, apă și împăratul, care poate să fie orice zodie, care în mod special energie masculină, care vrea să fie în control. Așa fac bărbații. Da, sunt și femei care vă să fac așa, da? Și cât timp cineva încearcă să se vindece, celălalt crește în vibrație și e urmărit, da? E Horus, ia uitați cum e mascat, da? Ce mi-aș dori și eu mască de asta. E urmărit. Când să acționez, când să mă duc, când să ne întâlnim. Și totuși, faptul că nu-și arată fața interesant și cum văd cărțile, încă nu s-a vindecat, are o problemă de rezolvat acest Horus, da? Această pasiune, acest individ. Și e bărbat, clar. Nu se știe. Nu se știe că e mascat, apropo de COVID. Acum, cu măștile, nici nu știm pe lângă cine trecem. Putem să trecem pe lângă marea iubire și mascată să fie, să ne urmărească ce facem, nu? Deci, frumos, a venit 4 de spade invers. Asta ce v-ați vindecat din cauza unor dezamăgiri. 4 de spade. Ați stat și ați analizat. Stați în continuare și analizați. Eu zic să nu mai stați. Eu zic că ați analizat suficient, pentru că după 4 de spade aveți deja regina de spade, da? Deja această spadă a adevărului, a înțelegerii a venit. O aveți. Înțelegerea. Că nu o fi ascuțită, că încă mai trebuie să înțelegeți, să mai primiți niște răspunsuri la niște întrebări, e partea a doua. Dar aveți, deci, totuși, structura. Spada. Vă doriți să comunicați, vă doriți foarte mult să comunicați cu cineva. Vai, și aici văd Uliu. Uliu, știți că e totemul meu. Dar din păcate e doar unul. Unul dintre voi își dorește foarte mult să comunice cu un personaj față de care simte foarte mult, are această dragoste. Da, are această dragoste. Această dragoste știe, conștientizează acum că această dragoste este foarte specială. Foarte special. Eu cred că vă știți deja. Știți despre cine vorbesc. Da? E una într-o viață, genul ăsta de dragoste, care te vindecă. O fi aici nouă de pământ, dar personajul, că tot a mers pe alb, da? Personajul are viziune. Ia uitați, al treilea au deschis. Își transformă inima, e cupa, continuu, și a lor și a celor cu care au de-a face. Da? Deci vreți să vorbiți despre ceea ce simțiți, despre sentimentele profunde pe care le aveți față de cineva și din cauza că nu ați comunicat, din cauza că multe alte motive, poate ați avut și niște relații dezamăgitoare, nu doar musai cu această persoană, cu, eu știu, și cu părinții și cu colaboratorii și cu foștii, fostele prietene, da? E un ciclu, e un 10, da? Trebuie să închideți acest ciclu de suferințe. Și pentru că e un ciclu, ar putea să fie chiar un an, de când tot încercați să vă vindecați și poate încercând să vă vindecați ați acumulat și mai multă suferință. Așa simt. Pentru că s-a stagnat.
s-a stagnat în această po... Știți, pentru mine, regele de cupe este dragostea adevărată. Dar care arată foarte puțin, tocmai pentru că trebuie, e matură. Știe că simte foarte mult, dar nu poate să arate decât foarte puțin. Că și dacă ar arăta, ce s-ar întâmpla? Ați văzut cum e când vine tsunami după un cutremur? Deci nu poți să arăți chiar tot timpul. Trebuie să arăți cu măsură. Da? Vorbesc din perspectiva cuiva care are planete în semne de apă, da? Nu poți să arăți. Și vorbesc de marcaje în apă și în aer. Puteți să fiți chiar voi, repet. Voi simțim profund pentru cineva. Și tocmai profunzimea acestor emoții vă fac să și suferiți. Dar aici este, ce fioram, aici este lecția, scăpăriciu despre care am vorbit, dar scânteia aceasta. Scânteia, pentru că încăpățânarea voastră, încăpățânarea lor, vă obligă, într-un fel sau altul, v-a obligat până acum, să sperăm că se schimbă. În timp, mai durează, nu știu cât mai durează, dar se va schimba energia. V-a obligat până acum să stați în această situație, da? În această situație, să nu manifestați practic în sensul ăsta, vreau să zic stați. Să nu manifestați practic ce vă doriți. Dar ați manifestat altceva, înțelegere, da? O nouă viziune. Și eventual, dragii mei, aș dori să fie cât mai mult pentru acest mesaj. Înțelegeți că evenimentele, unele sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai ca să vă recăpătați credința, conexiunea cu divinitatea, da? Simțiți că n-ați putut să, da? Din cauza, repet, și altor persoane care v-au trădat, n-ați putut să manifestați ceva, această dragoste despre care vreți să vorbiți. Dar e o nouă viziune despre viață, o nouă filozofie. Poate că aveți și vise. Și totuși, în continuare, apare împăratul. Pentru unii, se poate să simțiți că acest personaj este, am zis, o dragoste într-o viață. Regele de cupe, împăratul, asta înseamnă că e posibil să simțiți că sunteți perechea divină. Bărbatul divin, să vă simțiți bărbatul divin pentru această femeie sau să simțiți că acest bărbat este bărbatul vostru divin. Chiar dacă treceți prin ce treceți, mai ales că flăcările gemene trec prin niște... Au și multă karmă, trec prin multe situații neplăcute. Și totuși, în continuare, după acest împărat, apare acest cavaler de cupe, dorința voastră, iar de a comunica, cum am zis mai devreme, comunicare emoțională, se vede și aici, ma? Mesaj, să călătoriți și să împărtășiți din emoțiile voastre, măcar o cupă din acest ocean. Repet, acest ocean poate să fie al vostru, dar pentru că am văzut regina de cupe, posibil să fie și al lor. Și apare diavolul. Simțiți că mult... Aici este viziunea pe care unii ar putea să o, ați putea să o aveți în următoarea perioadă dacă n-ați început să o aveți. Aveți și multă karmă de ars. Aveți de eliberat eventual adicții, eventual aceste traume mentale și emoționale pe care le-ați trăit cu alte persoane, nu musai cu această persoană, însă despărțirea de acest personaj, că a fost o despărțire, că de-aia vă doriți să vă întâlniți și să comunicați, da? De-aia aveți de vindecat. Această despărțire accentua și mai mult niște relații toxice, traume, frici, adicții pe care le-ați avut. Și chiar dacă nu aveți adicții, da? Poate să fie frica. Frica că acest, eu știu, personaj pentru care simțiți la început să aveți impresia că e o tentație, pe urmă în timp să vă dați seama că este o dragoste adevărată, pe urmă să ziceți, ok, și ce fac cu dragostea dacă n-am bani? Adică să treceți prin multe, multe gânduri. Da? E diavolul. Sau dacă este diferență de vârstă, eu știu, nivel profesional, social, iar apar multe frici. Care trebuie vindecate. Însă, cu acest cavaler de cupe, diavol și valet de monede, iar este obsesia cuiva de a manifesta după această stagnare, clar, stagnare, ia, să vedeți, da? Clar, stagnare,
această stagnare, să manifestați, domnilor, o discuție, măi, o discuție și logică, și practică, și emoțională. Cred că ați sta ori în șir să vorbiți. Da? Este o obsesie să vă întâlniți, da? Pentru că știți că trebuie transformată situația. Trebuie transformată situația. Știți că dacă nu transformați, vă veți minți. Pe viitor veți trăi în relații care nu vă reprezintă. Sau măcar orice ați mai trăit de acum încolo, să clarificați niște lucruri. Să nu mai fugiți de transformare. Da? Trebuie să transformați ceva. Da? Unul fuge sau a fugit de discuții, celălalt a fost prea defensiv sau poate s-a intimidat. Da? Ia uite. Deci valetul de cupe, exprimarea emoțiilor între două personaje, nu mai contează zodia aici, da? Între două personaje care unul fuge, unul este prea combativ sau prea, dacă îi spui ceva, îți dă replica un pic prea repede sau își pune, eu știu ce, blocaje sau, da? Are o atitudine. Amândouă sunt 7, da? Fiecare reacționează într-un fel, asemănător și totuși diferit, în relație cu celălalt. Și totuși, se dorește această transformare, da? Atitudinea aceasta trebuie transformată, sunteți conștienți, da? Ca să puteți manifesta, da? Să puneți în practică 9 de monede. Această dragoste. Și zic de această dragoste că a apărut regele de cupe, regina am arătat-o mai devreme, da? Ia uite, dragoste. Regele și cavalerul de cupe. Deci, pentru că vă doriți, scrieți, dragii mei, și faceți ceva. Faceți, acționați, că aici e obsesia acestei întâlniri, acestei comunicări. Dorința imensă. De a transforma această atitudine. Am senzația că aceasta este din trecut. Și nu vreți să o mai reluați. Vreți să puneți în practică. Da? Vreți să puneți în practică, să începeți să manifestați ceva. Măcar o prietenie. Pentru că este multă dragoste. Ceea ce simțiți voi pentru eu știu cine. Evident că poate să fie și invers. Cam atât deocamdată. Deja am vorbit mai mult despre mai multe cărți. La voi, pentru că așa am simțit nevoia să, da? Să citesc. Ok. Hai să vedem un sfat pentru numărul 2. Măi, ce soricel frumos. Ia uite, întoarceți-vă inima către lumină. Am strâns cărțile. Întoarceți-vă, am zis, sunt niște adicții ale unora. Niște obsesii, niște karme. Poate să fie o căsătorie karmică, o relație karmică de care trebuie să vă eliberați. Da? Ia uite, aveți răbdare, ați avut răbdare, cred că e o chestie care durează de mai mult timp, probabil că trebuie să mai aveți un pic de răbdare, încă un pic, da? Dar, întoarceți-vă inima către lumină. Asta e mesajul pentru voi. Cam atât numărul 2. Acum, nu pun pauză. Numărul 3, cei care ați ales acest obiect în formă de peștișor, dar e de fapt, ia uitați, n-am pus nimic. E de fapt un soi de poșetuță, cutiuță, ce vreți voi să ziceți, da? Trebuia să pun un mesaj, poate altă dată. Ideea este că sunt niște secrete, mai ales că e casa a 12-a necunoscutului. Sunt niște secrete. Tu cam data asta simt la acest obiect. Niște secrete. Dacă simt mai mult, o să vă zic, evident, în funcție și de cărțile care vin. Nu neapărat secrete, că nu vreau să vă bruiez. Niște lucruri nespuse. Niște chestiuni nemanifestate. Iar, că de-aia sunteți singure. Niște lucruri nespuse, nemanifestate. Seamănă cu cutia Pandorei, dar nu e chiar a Pandorei. E o
un univers care nu s-a desfăcut încă, nu s-a... Da, nu s-a manifestat. Hai să vedem. Energia generală. Energia generală. Numărul 3, energia generală. Ah, nu, asta a fost. Trebuia să o pun aici. Numărul 3. În aprilie și perioada următoare. Uf! Două cărți? Ha, interesant. Aici este o chestiune. 7 de foc și credința. Trebuie să aveți credință. Și până să se manifeste, probabil că se manifestă foarte greu ceva. Acest univers, acest potențial al vostru, da? Nu neapărat al cuiva. Aici este pentru că e casa a 12, nu neapărat a secretelor, ale lucrurilor pe care noi nu le știm, nici, le primim doar pe cale intuitivă, pe calea credinței, prin visare. Nu sunt niște lucruri pe care le știm și le ținem în secret, niște secrete pe care, la care nu avem acces oricum. Da? Secrete despre noi, lucruri despre care nu știm că suntem în stare să le facem. Și în primul rând am vorbit de pește, casa credinței. Trebuie să avem credință că se va deschide ceva în timp. Că se va manifesta o transformare. 7 de foc, iar 7, casa relațiilor. Trebuie să vă păstrați integritatea în această perioadă și să... Să vă analizați, măi. O să vedem ce alte cărți mai vin. Aici un personaj care se uită într-un vas, da? Vasul de apă e ca oglindă. Mare grijă să... Pentru că știți, la fel făcea și Narcis. Se uita în lac. Aici aveți credință și încercați să vă transformați ceea ce vedeți. Nu ceea ce vedeți este important, ci ceea ce este în realitate, da? Nu proiecția, cu alte cuvinte, este importantă, ci adevărata noastră transformare e un nufăr. Și nufărul se transformă în mult timp. Iar este un ego, este șarpele, cel care ne șoptește diferite lucruri, care ne deviază de la... de la transformarea noastră, a voastră. Iar aveți fluturele la nivel mental, trebuie să vă transformați viziunea în relație... Da? Cu Dumnezeu, credința, să aveți credință și în relație cu voi înșivă și apoi în relație cu cei din preajmă. Dar, cu acest șarpe, șarpele ce face? Ne deviază de la credință, ne păcălește, mare grijă, mare grijă. Iar aveți, s-a oprit aici, s-a oprit la Marele Preot. Aveți credință. Aveți credință. Că dragostea voastră, că ceea ce aveți voi de oferit, Regina de Cupe, se va manifesta. Cavalerul de Monede cu răbdare, da? Cavalerul de Monede merge greu și aveți aici o broscuță testoasă, care și aia merge foarte greu, da? Dar trebuie să vă păstrați credința în această construcție a voastră. Hai să vedem. Numărul 3, în aprilie. Cavalerul de Băte. Posibil cineva cu marcaj în semn de foc ar putea să vină în viața voastră să vă cucerească. De azi zice păstrați-vă integritatea, eventual păstrați-vă integritatea, sau să vă atragă într-o zonă, să vă cheme la distracție, să vă dea un nou chef de viață. Ar fi frumos să fie așa.
Să începeți să simțiți, să explorați zone, să simțiți viața altfel, nu neapărat. Dacă nu vă culcați cu el din prima, e ok. Da? Cavalerul de bute. Dacă nu vă culcați de prima oară cu el, e ok. Cu el, cu ea. Puteți să creați o prietenie în care explorați împreună anumite zone, călătoriți, da? Vă simțiți bine. Iar cavalerul de monede și... Păstrați-vă credința pentru că aveți ceva de construit. Și mare grijă, de aia am zis, de acest cavaler de monede, e acest șarpe care vă distrage atenția de la creșterea voastră, de la credință. Da, stați de vorbă, vă plimbați, eu știu cine o fi, dar cam atâtica. Cu răbdare, da? Că lucrurile de valoare se construiesc în timp. Numărul 3. Aprilie și perioada următoare. Ok, 8 de cupe, 2 de bâte, 8 de bâte, 4 de cupe, mai, 4 de spade, ai ceva mai vesel, împărăteasa în sfârșit, roata norocului, oh, Doamne, wow, și împăratul, mai, superb! Nici n-aș merge mai departe. Da. Au fost niște dezamăgiri, clar. Da. La capătul setului de cărți, 4 de monede. 4 de monede. Încercați în primul și în primul rând. Este situație, sunt blocaje, vă faceți griji din cauza blocajelor, că nu vă puteți întâlni cu dragostea voastră adevărată. Nu, rămâneți în echilibru. 4 de monede. Rămâne în tradițiile sale. S-ar putea pentru unii tradițiile în care ați fost crescuți, să vă ajute să rezistați în aceste blocaje mai bine decât credeți, ține și de bani, și nu vă oferiți oricui. Da? Fiți, rămâneți tradițional, apropo, că apar aceste tentații, acest șarpe. Da? Rămâneți un pic tradițional, nu foarte mult, da? Dar. Pentru unii, probabil că acest tradiționalism să nu fie al vostru, să fie al persoanei pe care o iubiți, față de care simțiți regele de cupe, da? Da? Față de care vă faceți voi foarte multe griji sau își fac ei foarte multe griji pentru voi pentru că a apărut un blocaj. Nu știu dacă musa e blocajul vine dinspre COVID, poate că blocajul a fost din cauza altor situații, da? Și totuși, cineva în această perioadă nu se deschide sau e tradițional din niște motive, da? Voi sau ei. Rămâne să vedeți unde sunteți. Poate vorbesc despre altcineva la care vă gândiți. Da. Poate vorbesc despre voi. Variază. Însă, apare 8 de cupe. Este o detașare, da? Am văzut și blocajul, 9 de monede. Și o detașare emoțională, poate chiar o călătorie. O călătorie. Dar dacă sunt griji, încercați să le vindecați. Faceți eliberările care trebuie la lună plină ca să puteți manifesta la lună nouă și e frumos că a venit manifestarea, da, alegerea, momentul de alegere, de manifestare a venit la luna nouă din berbec, semn de foc, da? Dragii mei, eliberați-vă de decepții, că aveți și 4 de spade, puneți-vă în ordine gândurile și emoțiile și manifestați. Deci, eliberați-vă de dezamăgiri și manifestați acum că e lună nouă în berbec, da, o nouă direcție în viață. 8 de bâte. Propuneți-vă! 8 de bâte, într-un fel sau altul, este cartea săgetătorului și aveți săgetătorul, adică a optimismului, a dorințelor înalte și aveți și roata norocului, care tot așa e Jupiter. Puneți-vă în plan să creșteți, să călătoriți, măcar într-un alt fel, dacă nu puteți din cauza COVID-ului. Dar, trecând peste această călătorie, creștere spirituală, că e un opt, e transformare, da? Propuneți-vă, scrieți pe hârtie, manifest
reușită în a călători, în a comunica cu persoana dragă, da? Că aveți aici o persoană dragă. Da? Manifest optimism, manifest discuții pline de pasiune constructive, da? Care ne scot din depresie, ne scot din tristețe, din stagnare. Da? Asta trebuie să faceți. Mă eliberez de gândurile negative, de emoțiile negative, de regrete, de lacrimi, de depresii, da? De stresul mental pe care l-am văzut, de stresul mental, de blocaje, mă eliberez de blocaje, mă eliberez eventual și de un stil poate prea rigid, unul dintre voi, care o fi, sau vă eliberați voi ca să se elibereze și ei, dacă sunteți suflete, că sunteți, da? Și, că e luna nouă, puneți-vă această intenție, să vă creați o nouă lume, da? Prin ceea ce acționați, prin felul în care acționați, vă creați o nouă lume, plină de optimism, repet, victorioasă, că aveți un steag, da? În care nu stagnați, nu stați pe loc, mergeți, da? Mergeți. 8 și cu 1, 9. Creșteți, creștere, iar e săgetător. Mergeți și depășiți, săriți, da? Săriți. Ca săgeata, peste depresii, peste lacrimi, peste triunghiurile amoroase care or fi fost sau prieteni care vă decepționează, da? Peste boală, peste... Și ambele reprezintă depresii. Ambele reprezintă depresii. Da? Peste hiperanaliză, unii poate analizați prea mult niște situații, da? Și mergeți, repet, puneți intenția, că este preîmpărățelul și apare și împăratul, mami dragă, apare și împăratul, da. Deci, puneți-vă intenția ca să aveți creștere, da? Femei, bărbați, nu contează, da? Să vă întâlniți cu perechea voastră divină și se va manifesta, da? Dacă puneți acum, că tot e luna nouă. Să aveți creștere financiară, să aveți parte de o familie, de un copil, de ce vreți, de dragoste. Dragostea nu înseamnă să ai copil, dar poate cu unul își doresc, da? Să vă întâlniți cu soția voastră, da? Cu femeia perfectă pentru voi, cu mama copiilor, cu cine vreți voi, da? Puneți această intenție și se va manifesta. Rezistați, că 8 și 1 înseamnă 9. Da? Rezistați, luptați pentru chestia asta. În sensul nu neapărat combativ, să fiți pe picioare. Și în momentul în care faceți aceste afirmații în fiecare zi, da, măcar 20 de zile, dragii mei, începe să se schimbe, măcar 20-21 de zile, cel puțin, începe să se schimbe energia și vă atrageți, ce frumos, perechea divină, bărbatul, femeia, da, nu contează că poate să fie invers, da, bărbatul să-și atragă femeia, da? Manifestați un personaj care e protector, care este rezistent ca voi, dar și voi trebuie să vă ridicați la acest nivel. Perechea voastră divină, da? Bărbatul divin și femeia divină. Ce frumos! Ce frumos! Dar pentru asta, unii dintre voi, dragii mei, trebuie să vă păstrați integritatea, că există niște tentații. Uh-huh. Să aveți răbdare, interesant, să aveți răbdare, 7 de monede. Să creșteți ca un pom. Ah, vai, e o poezie. Nikita Stănescu. Îmi scap acum versul, dar era tot așa. Când... O să atașez link-ul. Dedicație pentru voi. E o poezie din Nikita Stănescu. Omul pom sau ceva de genul ăsta. O să-l caut și o să atașez pentru voi. Știu conceptul, dar nu pot să-l pun în versuri pentru că n-am învățat poezia. Poate ar trebui să o învăț, deși îmi place foarte mult. O știți mulți dintre voi. Da. Și aveți aici, ia uite, asul de cupe undeva. Aveți răbdare, da? Studiați eventual. Studiați cum să depășiți depresiile, 3 de spade. Studiați cum să manifestați un magician. Este aici... Cum era filmul ăla? Vai, cu magicieni. Copiii aia care aveau, se școleau la o universitate de magie, da? Bine, nu vă îndemn să faceți magie și nici vrăji, dar studiați ce înseamnă să manifesti dragoste, vindecare, da?
creștere, integritate. Ok. Deci, momentul în care vă puneți intențiile, da, se manifestă într-un fel sau altul deblocajul, călătoria, creșterea, 8, e transformare, prin comunicare. Îndrăzniți, se întâmplă ceva, faceți acel gest. Da? Și mergeți către un personaj care eventual e trist, decepționat, ori voi, ori ei, iar voi știți, poate că amândoi sunteți. Și totuși se produce întâlnirea, pentru că roata norocului e întâlnire karmică, întâlnire de destin între regină, între împărăteasă și împărat. Și iar, asta pentru că aveți o nouă viziune, asta pentru că vă dezvoltați credința, da, casa peștilor, a credinței, apropo de pești, de credință, da, și învățați să manifestați prin credință ceea ce trebuie. Ce? Călătorie iar, călătoria aveți 6 de spade și 8 de bâte. Acum s-ar putea 6 de spade să fie în luna următoare, vedeți. 6 de spade care vrea să vindece valetul de cupe, o dezamăgire. Dezamăgire pe care o vedem și aici. La 4, la 3. Dezamăgirea. La care v-ați gândit. Cum să găsesc soluții, asul de spade. Cum să manifest victorie, da? Vreți să vindecați această dezamăgire. Și trebuie să călătoriți, repet, ca să vă împăcați, ca să exprimați niște sentimente și ca să vă întâlniți, măi, flăcări gemene, unii dintre voi, 4 de foc. De obicei Venus în berbec, posibil cineva cu planete în berbec să fie aici, da? Văd mai multe zodii. Am văzut și rezile de cupe și, da, sunt multe zodii, dar... Dacă nu e vorba musai de planete în berbec, probabil că aceste planete, că suntem încă zodia berbecului, ajută la, nu cu siguranță, nu probabil, cu siguranță, la manifestarea acestei noi lumi. Da? Și uitați, aici este globul. Da? Globul. Începe să se manifeste această nouă lume, lumea voastră, între voi și cineva. Se manifestă. Și vă veți întâlni. Și vă veți bucura, vă veți simți bine împreună. Că se va crea și o relație de lungă durată, ar fi frumos. Că vă veți căsători, veți trăi și veți vedea, nu e valabil pentru toată lumea, dar în primul și în primul rând vă veți simți bine împreună. Dar trebuie să aveți credință, să vă păstrați integritatea și mare, mare grijă la acest șarpe. Șarpele care să știți că e și ego, nu face cu tare lucru că te umilești. Nu, rămâi mândru sau mândră că nu-i bine. Nu vezi câte chestii s-au întâmplat. Știți? Gânduri care vin. Nu. Eliminați acești șarpe. Am văzut într-adevăr și cavalerul, dacă apare cineva care vă îndeamnă la altceva. Cam asta e. E frumos. Deci, concluzia numărul 3, aveți credință. Aveți credință pentru că au venit cărțile așa, de fapt. Aveți credință. Schimbați în poziție normală. Acest spânzurat, încercați să vedeți, să visați, să faceți meditație, faceți yoga, stați cu capul în jos, știți că se face, da? Faceți ceva. Rugați-vă. Poate la început nu vă vine să vă rugați dacă nu aveți exercițiu, dacă nu aveți credință, dar în timp cu cât practicați, cu atât, da? Și afirmațiile și intențiile pe care le scrieți pe un caietel la luna nouă. Acestea nu se ardă, dragii mei. Ascultați și videoclipul pentru luna nouă. Ce sădim, ce facem, da? Cam atât, măi. V-a plăcut? Sper. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!